suntem mai tomnatici, ne acomodăm mai greu. Ne apropiem de sfârșit, mi-închipui că oboseala își face încercarea de a vă închide pleoapele, dar poate că prin Harul lui Dumnezeu vom putea să mai rezistăm încă câteva minute. Subiectul întâlnirii noastre frățești de astăzi se referă la credincioșia, la Harul lui Dumnezeu și credincioșia noastră ca răspuns la Harul lui Dumnezeu. Putem să observăm în Scriptură foarte limpede că din partea Lui El este credincios. Harul Lui rămâne același, rămâne bogat pentru noi, dar defecțiunea se întâmplă la noi. Credincioșia noastră suferă față de Domnul Iisus. Și dacă ne gândim la scrisoarea Apostolului Pavel către Corinteni, vedem acolo grija Lui care era pentru frați. Ca nu cumva gândurile lor să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Iisus. M-am gândit să privim aceste două aspecte, Harul lui Dumnezeu și credincioșia Bisericii, văzută în scrisorile către bisericile din Apocalipsă. Dacă ne uităm acolo, putem să vedem mersul Bisericii Mărturisitoare pe pământul acesta, Biserica Mărturisitoare, cei care pretind că sunt credincioși. Și credincioșia Bisericii față de Domnul Iisus, care vedem că parcurge un mers în declin, de la Efes până la Laodiceea. Se spune de cei mai mulți cercetători ai Bibliei că starea ultimelor patru biserici se continuă până la venirea Domnului Iisus. Unele biserici sunt în starea Teatirii, altele în starea Sardesului, altele în starea Filadelfiei și altele în starea Laodiceei. Ce observăm noi? Prima clintire de la curăția și credincioșia care este față de Domnul Iisus, prima alterare a credincioșiei față de Domnul Iisus, se petrece la Efes. Era neobservat. Nu era ceva care să izbească privirile. Dar Domnul Iisus, care cunoaște inimile, zice, ai foarte multe lucruri frumoase la exterior. Totuși, ai ceva defectuos în interior. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și Domnul Iisus vedea această biserică foarte frumos arătând în afară, că este o biserică căzută. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Deci, măcar că exteriorul arăta bine, închinarea exterioară era foarte bună, activitățile erau foarte bune, dar înăuntru era o stare de cădere. Pentru că s-a alterat curăția și credincioșia care este față de Domnul Iisus. Dumnezeu a intervenit în dragostea Lui și a încercat să ajute biserica prin scrisoarea către Smirna. Acolo, în Smirna, se vede că avea un necaz mare care venise peste ei. Se pare că Dumnezeu a îngăduit acel necaz ca să ajute biserica să-și revină la dragostea dintre ei. Și biserica aceea, într-adevăr, ne spune cuvântul Dumnezeu că nu avea nicio pricină de mustare. Dar e drag într-un necaz. Și Dumnezeu încerca să ajute biserica Lui să revină, să revină la starea de credincioșie față de Domnul Iisus. Dar lucrurile mai departe, în Pergam începe să altereze unii cu învățături abătute, cum spunea și fratele dinainte, pericole din afară, pericole dinăuntru. Totuși zice, tu ai acolo câțiva care țin de învățătura nicolaiților, nu-mi place asta. Deci, era un pericol care nu prinsese întreaga adunare. Dar la Sardes, acolo răul afectase întreaga adunare.
merge numele către ei și dar ești mort. Totuși ai acolo câteva nume care nu și-au pătat numele. Nu și-au pătat credința. Acolo erau minoritari credincioși, adevărați erau minoritari. Biserica din Sardis îi mergea numele că este vie, dar era martor. La Filadelfia vedem o biserică slabă, dar care au păstrat credința curată de la început. Pentru ca în final să vedem o Laodicee căldicică, foarte mulțumită cu starea lor, dar Domnul Iisus foarte nemulțumit de starea lor. Deci, din punctul de vedere al responsabilității al credincioșiei bisericii, vedem un declin progresiv. Și observăm în Scriptură, încă de la Adam, mergând mai departe, la legea lui Moise, perioada legii, mergând mai departe, cu poporul Israel intrat în călătorie prin pustie și apoi ajuns în țara Canaanului, încetul cu încetul s-au depărtat de Dumnezeu. Tendința de îndepărtare de Dumnezeu a fost continuă. Până când, la un moment dat, Domnul Iisus, în scrisoarea către Laodicea, le spune aceste cuvinte. Și aș vrea să citesc. Zice, pentru că zici, nu fiindcă ești căldicel, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Îi vărsase din gura lui? Îi lepădase? Ce ziceți? Aici era un avertisment. Dacă nu-i lepădase. De unde știi lucrul acesta? Iată ce zice mai departe. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbraci. Și haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Și să nu ți se vadă rușinea bolicilii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să îți ungi ochii și să vezi. Îi lepădase? Nu-i lepădat. Îi îndeamnă să vină să ia de la el lucrurile de valoare de care aveau ei nevoie și care le lipsea. Nu-i lepădase. Unde era Domnul Iisus față de biserica din Laodicea? Afară. Iată, eu stau la ușă și bat de rafă. Dar nu-i părăsise. Și vom vedea că le adresează o chemare. Dar, să facem o comparație între cum sună chemarea în biserica din Efes și cum sună chemarea din biserica din către Laodicea. Aici, îngerului bisericii din Efes îi scrie următoarele lucruri. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale de întâi. Mai departe. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pumul vieții care este în traiul lui Dumnezeu. În scrisoarea către Laodicea, zice așa. Îngerului bisericii din Laodicea scrie. Mai exista biserica din Laodicea? Există. Îi părăsise Domnul Iisus? Nu îi părăsise. Ei, da. Ei îl părăsiseră pe Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus n-a părăsit pe ei. Și spune așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Către cine este adresată această întrebare, această chemare? Către biserica din Laodicea?
Ce ziceți pe asta? Dacă aude cineva glasul meu, este o chemare către biserică sau către un individ din biserică? Este o chemare individuală. După cum vedem, starea bisericii de la Laodicea era o stare foarte, foarte rea. Să credeau că sunt bine, dar erau rău. Și totuși Domnul Iisus Hristos, în harul Lui, asta vrea să sublinieze. Nu i-a lepădat. Măcar că i-a amenințat și l-a spus, dacă continuați așa, am să te învăț din gura. Și totuși, eu tot mai încerc. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el. Și el cu mine. Nu biserica. Deci, în toate vremurile, Dumnezeu și-a păstrat martori. Chiar în cele mai mari căderi ale poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a avut martorii lui. Gândiți-vă dumneavoastră în vremea când Dumnezeu a pedepsit pe Israel și a acceptat să fie luați captivi în Babilon. Pedeapsa pentru poporul lui Dumnezeu era clară. 70 de ani trebuie să fiți în afara țării voastre. Să fiți în captivitate. Ca țară, ca popor. Dar, chiar și în acea perioadă întunecată, Dumnezeu își avea martorile. Avea un Daniel, avea pe Șadrac, pe Meșac, pe Abednego. Mai avea și pe alții pe care îi vedem în Scriptură, un Zorobabel, mai avea și un Neemia. Așa avea indivizii lui. Și Ezechiel. Chiar în perioada de cădere a bisericii, Dumnezeu și-a oamenii credincioși. Biserica, în modul general, nu își păstrează credincioșia față de Domnul Hristos. Foarte ușor se adaptează la moda lumii, foarte ușor se adaptează la concepția lumii, foarte ușor se atașează de iubirea de bani, foarte ușor se atașează de iubirea de sine, și fel de fel de alte manifestări care ne spune cuvântul că în vremurile de urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi așa, 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 având doar o formă de evlavie, dar fără putere. Tăgăduit de putere. Ăsta este ce se încredințează omului. Tot ce este încredințat responsabilității omului este sortit căderii. De la Adam până la Laodicea, tot ce se lasă în grija omului este cădere. Dar sunt și excepții. Și excepția o face starea Bisericii din Filadelfia. Mică, slabă, dar au rămas credincioși. Noi citim în Cuvântul lui Dumnezeu un text care ne pune în uimire. Când observăm această decădere progresivă a credincioșiei Bisericii, stăm și ne gândim cum stă în picioare cuvântul Domnului Iisus Hristos pe care îl spune la Matei, capitolul 16, versetul 18. Domnul Iisus spune așa, lui Petru, și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră, adică ce declarase înainte că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cum înțelegem noi versetul acesta dacă îl punem în contextul situației din Laodicea? Observăm că în perioada în care laodiceeni erau calnicei și cei din Sardes erau morți, în perioada aceea, mai era și o biserică mică, în Filadelfia, care a rămas credincioși. În perioada în care creștinătatea de lume a căzut în formalism și în idolatrie, când preferă sportul, spectacolul și altceva în locul
de a veni la adunare, în loc de a veni la adunare ca să aibă părtășie cu Domnul Iisus, ei preferă altceva. În această perioadă, Dumnezeu își are credincioșii lui care au rămas fideli. Și aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru noi cei de astăzi. Să rămânem fideli Domnului Iisus Hristos. Cu inima întreagă pentru El. El să fie valoarea noastră cea mai mare. El să fie conducătorul nostru suprem. Tot ce facem noi și tot ce gândim noi și tot ce acționăm noi să fie potrivit cu voia Lui. Cine biruiește? Stricăciunea sau harul? Poate zicem, stricăciunea biruiește, că uite cât de mult sunt. Dar Cuvântul Dumnezeu ne arată că biruitorii sunt cei ce ascultă chemarea Domnului Iisus Hristos. Aceia sunt biruitori. Și Domnul Iisus ne-a avertizat că de când era ca om pe pământ. Și ne-a spus așa. Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta care duce la pierzare și largă și lată este poarta. Să citim acolo, la 7, că e mai bine așa. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Este biruitoare Biserica Domnului Iisus? Este. Fiindcă Biserica nu este formată din cei mulți care merg pe calea largă. Biserica este formată din cei puțini care merg pe calea cea strâmtă, pe calea Domnului Iisus Hristos. Acum, este un privilegiu de cercetare pentru noi. Ceea ce spunem noi acum, nu spunem doar ca să umplem un program de adunare. Și este un moment de cercetare. Eu pe ce cale sunt? Care este starea inimii mele față de Domnul Iisus? Sunt eu întru totul ascultător de El? Sunt eu cu totul pe calea Lui, în gândirea mea, în vorbirile mele, în acțiunile mele? Domnul Iisus ne spune să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Astea sunt vorbele Lui. Pacea și zidirea. Asta trebuie să fie ținta activității noastre. Atunci când noi ne lăsăm călăuziți de Domnul Iisus Hristos, nu acceptăm în viața noastră niciun plan, nicio idee, nicio acțiune care afectează pacea și zidirea noastră sufletească. Apostolul Pavel era un om învățat. El cunoștea mai multe limbi și ar fi putut să folosească aceste limbi ca să impresioneze pe credincioși, care în general erau oameni mai simpli. Dar el a spus așa, eu nu am această țintă să arăt câte limbi știu eu. Eu am o singură țintă. Să spun câteva cuvinte înțelepte, înțelese, pentru ca să pot să ajut pe oameni să cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să fie mântuiți. Asta era ținta Apostolului Pavel, asta este ținta tuturor acelora care se lasă călăuziți de Duhul Dumnezeu. Nu urmăresc altceva decât slava Domnului Iisus Hristos. Ați văzut dumneavoastră ce se ocupă Sfinții lui Dumnezeu din cer? Aduc slavă lui Dumnezeu neîncetat. Același lucru pune Duhul lui Dumnezeu și în mintea Sfinților lui de pe pământ. Ca în orice faptă, în orice lucru, în orice vorbă, în orice lucru, să aducă slavă lui Dumnezeu. Rezultatul activității noastre, al vieții noastre, să fie slăvirea Domnului Iisus Hristos. El să ne ajute la aceasta, să fim credincioși până la sfârșit și aceasta este spre slava Lui. Amin. Amin.